Tragedia Dianei, tânăra de 19 ani, ucisă de un urs pe un traseu montan, s-ar putea repeta oricând, de exemplu, pe Transfăgărășan. Aici, zeci de animale stau la cerșit pe marginea șoselei și sunt hrănite din palmă de turiști inconștienți, care ignoră avertismentele și își riscă viața pentru o fotografie. E un fenomen de care toată lumea știe, dar pe care nimeni nu încearcă să-l stopeze. E doar o chestiune de timp, până când noi vom fi martorii unei alte nenorociri. Iată imaginile inconștienței. Îi dă de mâncare. Îl prinzi? Da. Lucrați cu copilul ăla în mașină. Bine, uite pe ăsta cu motocicletă, frate, e inconștient. Ia uite-l pe ăla, e și pe geam. Bă, cine ești tu? Dă mă deranjezi la ora asta. Bă, că n-am treabă eu cu tine. Bă, voi sunteți bătuți în cap cu niște chestii. De ce nu sunt relocați acei urși? Bă, nu relocați. Why did you feed the bear? Ah? Do you think a picture is more important than your daughter's life? Do you think a picture is more important than your daughter's life? You understand everything. You put your child 5 meters away from a bear. It's my daughter. Pare ciudat să dai de mâncare ursului când peste tot se spune că n-ar trebui să învățăm să le dăm de mâncare și după aia ne plângem că ne invadează spațiul. Dar nu știu, aici e foarte greu de trasat o linie, de... Sunt imagini care se repetă în fiecare zi pe Transfăgărășan. Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume s-a transformat într-un bâlci imens, un fel de circ în aer liber, cu oameni și urși. Fiecare își știe rolul. Omul, în inconștiența sa, hrănește animalul de dragul unei fotografii, iar animalul dresat deja iese la drumul mare și cerșește. Același spectacol halucinant, desfășurat pe kilometri întregi, între Lacul Vidraru și Bâlea Lac. Urșii stau la pomană de o parte și de alta a drumului. Sunt ani de zile de când oamenii i-au obișnuit prost. Le aruncă din mașini mâncare de tot felul și îi hrănesc ca pe niște animale de curte, uitând de fapt că au de-a face cu niște fiare sălbatice. Un comportament periculos și pentru om și pentru animal, care în timp și-a anulat orice instinct de vânătoare și de frică, transformându-se într-un milog la drumul mare. Sunt obișnuiți cu traficul, cu aglomerația, cu claxoanele și motoarele turate. Animalele știu doar că trebuie să primească. Ursoaicele nu-și mai țin departe puii de oameni, ci ies la cerșit cu ei. Sunt imagini aparent înduioșătoare, în spatele cărora se ascunde un pericol imens. E doar o chestiune de timp, până când cineva va avea de suferit. Intrați cu copilul ăla în mașină! Priviți-o pe această mamă inconștientă, care de dragul unei fotografii își scoate fetița de câțiva ani din mașină și o așează la poză, fix între ea și ursoaică. Femeia nu realizează ce face. E atât de concentrată ca micuța să iasă în fotografie alături de animal, încât nu-și dă seama ce ar putea urma. Copila stă cu minte la poză, așa cum îi cere mama, fericită de isprava sa. Mulțumită, femeia se urcă în mașina cu numere de Ucraina și își vede de drum. Nu îi se pare nimic anormal în gestul pe care tocmai l-a făcut. Ba, e revoltată când încercăm să vorbim cu ea. Do you think a picture is more important than your daughter's life? Do you think a picture is more important than your daughter's life? You understand everything. You put your child's life in danger. You put your child 5 meters away from a bear. Sorry, it's my turn. So you think that's a, yes, so you think this is an intelligent move, yeah? It's a very intelligent move. It's my life. Have a nice day. Și nu e singura care face asta. Gesturile se repetă la fiecare mașină. Cine nu scoate telefonul pentru o poză, coboară să facă un selfie cu animalul sau aruncă ce găsește de mâncare prin mașină. Nimeni nu pleacă de aici fără o amintire cu ursul, asta deși mesajele RoAlert se dau din oră în oră. RoAlert-ul și-a făcut treaba, pentru că în urmă cu o oră ne-a trimis acest mesaj prin care ne alertează că s-au semnalat mai mulți urși în zonă. Ei ne spun clar ce să facă aici: evitați zona, rămâneți în locuințe, păstrați distanța față de animal, nu încercați să vă fotografiați sau să-l hrăniți. Adică exact ce nu fac turiștii. Why did you feed the bear? Why did you feed the bear? Dar cui să-i pese? Suntem martori muți la un spectacol halucinant, pus pe repeat în fiecare zi și devenit viral pe rețelele sociale. Ia uite, vrea să-l mici? Aha. Claxonează și pe ori. Păi și oamenii vede ursul stă pe margine, oprește mașina, deschide geamul și întinde mâncare sau ce întinde la ei. Atunci omul-i de vină. Da, mi se pare ciudat să dai de mâncare ursului când peste tot se spune că n-ar trebui să învățăm să le dăm de mâncare și după aia ne plângem că ne invadează spațiul. Dar, nu știu, aici e foarte greu de trasat o linie. Mâna care le dă de mâncare condamnă, de fapt, animalele la moarte. Puii preiau acest comportament deviant, obișnuiți de mici cu prezența omului, întind nasul curioși la fiecare mașină. Știu că au deprimit ceva de mâncare și nu mai vânează. Încet, încet s-au mutat din pădure în drum. E tot orsaică? E alta? Da, tot orsaică. Mănâncă pâine altă. Ce mănâncă orsaica aia? Mure, fragi, pește, păstră? No, o bucată de pâine. O fi vânat-o? Mai mult ca sigur, da. A scos-o acum din râu. Se joacă cu pâine. Pot fi castrați ca să nu se mai reproducă, pentru că mamele vin cu puii și îi învață. Încercăm să le dăm în pădure mâncarea care se dă pe marginea drumului. Ce vreți să-mi spuneți că fondurile de vânătoare, regiile pădurilor, care trebuie să gestioneze această populație, nu pot să le dea în pădure pâinea aia, sandvișul ăla care se aruncă? Facem economia acum de mâncarea care se aruncă. Putem face apel la toată lumea, la supermarket, peste tot, să luăm această mâncare, să le-o dăm în pădure și să încercăm să vedem ce se poate face înainte de a cere vânătoare pe bani, adică o afacere. S-a dorit să se ajungă în punctele astea limită, în care se poate cere și se afișează pozele acestea îngrozitoare peste tot, în situația asta emoțională generală. Sigur, când vezi așa o tragedie, zici, sigur, ursul e de vină. Dar să ne gândim dacă noi oamenii nu suntem de vină cu nimic. Am început un război împotriva ursului și este un război nedrept. Ne întoarcem pe Transfăgărășan. E zi de lucru, dar drumul e plin de mașini. E tot o forfotă și tot un dute-vino. Dincolo de peisaj, urșii cerșetori sunt atracția turiștilor. Am vrea să ne întâlnim cu ursul. Încă nu ne-am întâlnit. Ați vrea? Poate când coborăm în jos pe Curtea de Argeș. Păi de ce ați vrea? Aș vrea să ne întâlnim cu el. Să vedem și noi urs. Și când o să vă întâlniți, ce o să faceți? O să îl admirăm și o să plecăm mai departe. Să ne promiteți că nu-i dați de mâncare. Nu. Nu ne e frică de urși, dar e bine să stăm departe de ei, că ați văzut ce se întâmplă. Se întâmplă multe chestii. Uite, ursul ăsta a luat niște smeorică. Cred că dăm de ei pe drum acum? Cu siguranță o să dăm. Da. Sau poate nu. E foarte cald. Ba nu, o să vină pentru că s-au învățat cu oamenii. Și o să vină la stradă să se bronzeze. Lumea îi dă pâine, un cobric, un biscuite. Și s-au învățat să stea aproape de stradă. Ce părere ai tu de asta? Nu e un lucru bun. Pentru că din cauza asta oamenii am văzut cu ea în glumă chestia asta. Totuși sunt animale din pădure, nu sunt domestice și ar trebui să stăm departe de orice. Bun, deci distanță, nu? Distanță, clar. Distanță. Nu sunt animale domestice și trebuie să păstrăm distanța față de ele, totuși. Dacă lumea de sus i-a tăiat pădurile și le-a luat mâncarea, trebuie să vie și ei undeva să mănânce, nu? Cum am ajuns aici? Cine e de vină pentru ceea ce se întâmplă? Ursul sau omul? Suntem la un pas de o altă tragedie. Trebuie să mai moară un om ca să se ia măsuri, asta după ce tot omul a transformat ursul într-un cerșetor la drumul mare. Cine e responsabil de această situație? Există sau nu măsuri? Cine ar trebui să le ia? Sunt întrebări la care căutăm răspunsul, așa că cerem un punct de vedere tuturor părților implicate în această problemă. Jandarmeria din zona Vidraru, primăria comunei Arefu, Ocolul Silvic Vidraru. Cum s-a ajuns la această situație? Nu știu să vă spun cum s-a ajuns. Urșii au coborât către zonele populate, oamenii au hrănit și lor le este mult mai ușor acum să preia hrana de la oameni decât să vâneze, cum erau obișnuiți. Deși există o hotărâre de Consiliu Local prin care jandarmeria îi poate amenda pe cei care hrănesc animalele, de anul trecut și până acum au fost date doar 8 amenzi și 3 avertismente, valoarea amenzii fiind cuprinsă între 500 și 1000 de lei. Cum se explică numărul mic de amenzi în condițiile în care sute de turiști hrănesc animalele sălbatice? Răspunsul e tipic românesc. Amenziile se pot da doar în afara ariei protejate. Asta deși o mare parte din Transfăgărășan este chiar arie naturală protejată. O anomalie care îi leagă de mâini pe jandarmii care ar trebui să-i tragă la răspundere pe turiști. În aria protejată, întinsă pe 85 de kilometri, se pot aplica sancțiuni doar în anumite locuri și doar dacă cineva hrănește ursul cu scopul de a-l vâna. Și cum turiștii de pe Transfăgărășan nu vor decât câteva poze cu animalul, de cele mai multe ori scapă nesancționați. Noi, într-adevăr, amendăm în baza unei hotărâri de Consiliu Local, Arefu, din 2020, dacă nu mă șel hotărârea HCL 21 din 2020. În baza ei, noi am aplicat sancțiuni, da. Aceeași întrebare o adresăm și primarului comunei Arefu, Gheorghe Stoican, care, de la celălalt capăt al firului, se înfurie mai tare ca ursul când aude de ce îl deranjăm. Amenzi se pot da oamenilor care dau de mâncare urșilor? Păi nu e treaba mea. Eu am dat o hotărâre de Consiliu Local și nu vrea să o aplice nimeni. Mai departe, jandarmeria nu și-a susținut o hotărâre de Consiliu Local. Spuneți-mi și mie, ce număr are hotărârea Consiliului Local? Nu spun nimic, sunt liber, sunt în concediu și nu ești tu omul care... Bă, transmitem cine ești! Primarul, vizibil iritat și ușor incoerent, arată cu degetul către jandarmerie. Nu înțelege de ce-i cerem un punct de vedere, deși urșii cerșetori își fac veacul la el în comună. Domn primar, haideți să purtăm o discuție civilizată. Terminăm. Bun, spuneți... Voi aveți interes să vă promovați acolo ce vreți voi să promovați, să ne terminați pe noi, pe oamenii care v-au... Deci eu nu v-am sunat cu aceste intenții, eu v-am sunat să purtăm o discuție. Ce v-ar trebui dumneavoastră, de exemplu, pentru a rezolva problema urșilor? Păi nu mie, bă, că nu o rezolv, o rezolvă la nivel de guvern. Eu am fost după timpul lui Ceaușescu, am fost leși și nenorociți ăștia care îi promovați voi, nu vor să aprobe aceste legi. Fără. Că n-am treabă eu cu tine, zici ce vrei de la mine. Păi asta v-am zis. Cum ar suna o lege care să... Du-te și trebuie pe aia de la guvern, că Parlamentul face legi, nu primării. Primării le pune în cârcă tot ce nu pot aia rezolva la guvern, la loc la noi. Și... Bă, cine ești tu? De mă deranjezi la ora asta. Păi eu sunt Dan Coravu, reporter Asta-i România și v-am sunat să vă cer un punct de vedere pe ceea ce se întâmplă la dumneavoastră în comună. E a 15-a oară când vă zic același lucru. Și la ora asta nu mai suna, bă. Bă, la... iarăși, bă. Vrei tu să-ți faci? Păi bă, ești bă, eu sunt în afara programului. Se împuște. Vorbiți-mi de victimele umane din comuna Arefu, vă rog. Nu vă vorbesc despre nimic, altceva mai departe. Păi ați zis că ați avut oameni răniți de urs. Băi, termină. Zi mai departe ce vrei. Ați avut Oameni răniți de urs, da? Nu-ți dau răspunsuri ție pentru așa ceva, că nu am niciun interes. Zi ce vrei mai departe. De ce nu sunt relocați acei urși? Nu relocați, nicio soluție. Mai departe, zi. Bă, voi sunteți bătuți în cap cu niște chestii. Și replicile continuă în același registru. Mă, eu am promovat hotărârea la Consiliu. Tu știi că nu e aprobată de nimeni? Cine, bă, tu dai ori să spun ție, zi ce vrei. Revenind la situația urșilor cerșetori, jandarmii nu pot da amenzi nici în baza imaginilor transmise de cetățeni, ci doar dacă ei sunt prezenți și constată cu propriile lor mijloace contravenția. Tragedia fetei de 19 ani care a murit în Bucegi după ce a fost atacată de un urs le-a amintit aleșilor că au în sertar un proiect prin care se reglementează situațiile în care autoritățile pot interveni în astfel de cazuri. Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor susține că urșii vor fi relocați în sanctuarul de la Zărnești și că legea va fi modificată pentru a permite jandarmilor să sancționeze turiștii care hrănesc animalele. Trec cu legea de Parlament, din păcate cota care am dat-o nu are nicio importanță. Este prea mică? Păi, prea mică. Avem o cotă de, acum așa, 3 urși. 3 urși ar trebui împușcați în zona dumneavoastră? Da, da. Șerbănoiu Daniel este șeful Ocolului Silvic Vidraru și ne spune că totul se trage din 2016, de când s-a interzis vânătoarea urșilor. Așa s-a ajuns acum la un număr de aproape 200 de exemplare în zona barajului Vidraru, de 5 ori mai mulți decât ar trebui. Vânatul nu rezolvă fenomenul. Problema e că trebuie diminuat numărul lor. Ce cotă considerați că era mai potrivită pentru zona Arefu, Lacul Vidraru? Înainte de vânătoarea, înainte de 2016, era cotă, aveam undeva la 10-15 urși pe an. 3 înseamnă, nu vă dați seama, foarte puțin. Și de unde știm că, de pildă, vor fi împușcați urșii care fac probleme și nu urșii considerați trofee? Oricum, cei care fac probleme sunt, în primul rând, ar trebui împușcați urșii care intră în intravilan, care intră în localități, care stau pe marginea drumului, care, mă rog, care nu stau în pădure, da? Dacă îi împuși pe aceștia care stau la marginea drumului, o să vină alții. Și ce să vă zic, ca management al fondului CGTC e anormal să împuști ursoaica și să lași și pui. Ce garanție vor avea cetățenii, oamenii, că nu se va trage la trofeu? Nu cred de garanție, v-am zis, din cota care nu înseamnă nimic, înseamnă o picătură într-o mare. Da? Deci nu astea. O să vă dați seama că sunt primarii localitățile unde sunt o grămadă, avem protocol, avem contracte încheiate cu ei de nu astea, că nu e garanție de... Da, are un preț. Nu știu cât e. De la 3.000 de euro, în jur de 2-3.000 de euro. La tariful de vânătorului. 3.000 de euro doar? Pentru că, din ce am citit și din ce m-am documentat, se ajung și la sume de 15-20.000 de euro. Da, când... Da. Urși care au punctaj. Acum legea a venit fără trofee. Omul a intrat peste animal, a defrișat și l-a dat afară din pădure, acapărându-i casa. Sunt celebre incursiunile cu ATV-urile și motocicletele off-road în Codru sau partidele de vânătoare cu câini special antrenați, azmuțiți împotriva urșilor. Toate acestea sperie animalele, susțin specialiștii. Ursul vinovat e mort. Tânăra aceea, familia suferă îndoliată. Ce se va rezolva dacă se omoară 400 de urși? Pentru interesul unui grup de oameni care își dorește ca să înceapă vânătoarea asta, ne vom face de rușine în toată lumea. Eu deja primesc întrebări și e-mail-uri și cerere de interviu din majoritatea țărilor europene, Germania, Anglia, care se interesează și ei să vadă ce o să se întâmple. Mi-e absolut rușine să spun că se va decide să împușcăm niște urși care vin pe marginea drumului pentru că oamenii le dau de mâncare. Rămânem pe Transfăgărășan, cel mai frumos drum din România, tranzitat anual de 10.000 de turiști din țară, dar și din afara țării. Suntem la peste 2000 de metri, într-un peisaj care îți taie respirația. Un lac glaciar ca o bijuterie strălucește în marea de verde care îmbracă totul. Două lumi parcă despărțite de creasta Făgărașului. Văzut de sus, e o imagine care ți se lipește de retină. Bâlea a devenit mega pasionaților de aventură și de munte din România și asta grație lacurilor glaciare și a vârfurilor de peste 2400 de metri care înconjoară întreaga vale. Dar muntele nu e pentru toată lumea. Asta nu știu turiștii care vin pe trasee ca la plajă. Susțin cei care trăiesc practic aici, pe munte. Ce fel de turiști îți calcă pragul? Vara și iarna? Vara, tot felul de turiști, fiind o cabană de tranzit, o locație de tranzit. Așa, iar iarna e farmec cu ei. Iarna găsim oameni de munte, schiori profesioniști, oameni care respectă și iubesc tot ce e aici. Pe când, în timpul verii? Nu prea. E o afacere care a preluat-o din acest an și speră să facă un turism de calitate aici, în Bâlea. Ce înseamnă un turism de calitate? Un turism lipsit de meltenism, lipsit de servicii proaste, un turism în care omul să vină să se relaxeze și să reușească să expun exact ce oferă munții Făgărași, Transfăgărășanul și Bâlea. Am mirosit piciorul muntelui și miroase fantastic. E o lumină minunată, apa e superbă, totul e virgin. Zici că l-ai pupat pe Dumnezeu și pe munte pe picior. Nu mai iubiți muntele, stați pe Facebook, ce facem, frate? Hai, mă, să mai ne bucurăm de natură. Eu știu cât o mai ține și așa de frumoase și atâta de multă liniște la munte. Și serile așa de plăcute, reci. Dacă stați pe la câmpie, bănuiesc că gustați din arșița asta. Mulți ajung aici, dar puțin știu ce înseamnă de fapt un traseu pe munte. Pentru unii, o fotografie instagramabilă și o cafea băută la portiera mașinii înseamnă totul. Alții însă vor mai mult. Vor să scape de aglomerația care a ajuns și în vârf de munte, așa că iau la pas potecile. Acești doi tineri sunt din Elveția. We arrived in Bucharest, we went by train to Pitești and then we started to go to come here. Our goal was to do the Transfăgărășan, which I even don't know how to say it. We started from Curtea de Argeș this morning, but we meet the bears. One woman with two kids, so we were a bit scared. And then so we find a way to just skip the forest, and then we did the last trip from the Capra until here by bicycle. So today we did like around 50 kilometers, I think. We go down to Sibiu and then keep going to Voșcoara and then we go to Serbia. Do you have bears in Switzerland? Bears? Yes. Very rarely, because they come from a national park in Italy where they have, but in Switzerland sometimes they come, but they just pass through and then they go out. So we really don't have the habit to see bears. But do you know what to do in case of encounter? I mean, look at this. We bought this, but I think it was not enough to scare them. We had like pepper, spray pepper. Yes, but you know, the thing is actually because the police was also there and they told us it's better not. And so we start to be a little bit scared and we say, no, better to go back. But it was good. I mean, we have nice pictures. On the way up, we were talking and we're saying that actually it really looks like the Engadin, the Swiss Alps, very similar. Yeah, not the bear. We don't have the bears, but the look is the same. Also the granites and the flowers. The atmosphere really looks really like the Alps, but we are in the Carpathians. Ce este minunat la acest loc este că, fiind deja la 2000 de metri altitudine, o mulțime de vârfuri de peste 2400 de metri sunt foarte accesibile. De pildă, noi acum vom face un traseu ideal pentru începători și anume Șaua Doamnei. Foarte important de știut, indiferent de dificultatea traseului, fie că e pentru avansați, fie că e pentru începători, muntele poate fi necruțător. Drept dovadă, această plăcuță in memoriam unor copii de 18-19 ani care s-au stins pe acest munte. Locul ăsta mi se pare minunat, doar că foarte multe lume și am găsit și foarte multe gunoaie ieri pe traseu, ceea ce m-a făcut dezamăgit. Să mă simt, da. Dar noroc cu drumul, pentru că multă lume poate să-și facă poze, să zic că a fost la munte, dar nu cunosc foarte bine muntele, așa că... Mulți oameni care n-au ce să caute. Da, aici am văzut și oameni în blu și, în fine, treaba lor și fiecare știe cu ale lui, dar pot să zic că e un loc de poveste. Și, nu știu, ar trebui să vină cât mai multă lume să descopere și acești munți, nu doar lacul și cam atâta. Pe munte trebuie să ai mereu bocanci, să ai un ghiozdan, apă și ceva de potol, adică de mâncare. Și, nu știu, să scoți cât un sunet mai ciudat, să ai un flăr la tine, cum am eu aici. mai faci așa din 5-5 minute sau, nu știu. Dar, acum, nu știu, trebuie să merg minim cu o persoană, ceea ce e mult mai bine decât să mergi singur, pentru că singur se pot întâmpla multe, dar măcar dacă vii cu o persoană experimentată, neexperimentată, măcar o persoană lângă tine. Când mergem pe munte, strigăm, avertizăm ursul că-s oameni prin preajma și... Și să nu vină. Nu fugiți, băieți, ușor, la pas. Nico. De ce? Noi nu mergem. Avem încă multe lucruri. În sezonul de vară, pantaloni lungi preferabil, pentru că sunt vipere, insecte, ne putem zgâria, și tricou. Să avem rucsac, încălțăminte cu talpă aderentă specifică zonei montane, obligatoriu, încălțămintea cea mai importantă, și rucsac în care să avem un strat termic, o pelerină de ploaie obligatoriu, apă, neapărat, mâncare pentru o zi, și cam atât. Să rămâneți calmi, să nu intrați în panică, să nu fugiți, dacă fugiți declanșați instinctul de vânătoare a ursului, să nu aveți un contact direct vizual, să vorbiți, să vă faceți simțită prezența, să folosiți spray-ul de urs dacă aveți, dar doar ca ultimă măsură, și să vă retrageți cu fața la el și cu pași șinceni, nu brusc, lent. Și cel mai important, niciodată să nu plecați singuri la munte. E foarte important să aveți un partener sau mai mulți. Acestea au fost subiectele ediției. Pe ale dumneavoastră le așteptăm pe e-mail sau pe Facebook-ul emisiunii. Dacă aveți o știre pentru noi, vă așteptăm imaginile, pozele și informațiile relevante pe numărul de WhatsApp 0753 123 133. Dacă doriți să revedeți reportajele ediției, intrați acum pe astairomania.canalde.ro. Până săptămâna viitoare, nu uitați că avem o țară, România. Bucurați-vă de ea! Toate bune! La revedere!